Joshua Broome, actorul de filme XXX, care a activat vreme de 6 ani în industria producțiilor pentru adulți, și-a schimbat complet orientarea după ce a îmbrăcat haina pastorală. Fostul actor vorbește despre traume emoționale greu de vindecat. A jucat în peste 1000 de filme pentru adulți, apoi și-a dat seama că e greșit ceea ce făcea. Joshua s-a confesat jurnaliștilor de la New York Post, cărora le-a spus care au fost motivele pentru care și-a schimbat radical viața. Nu mai știam cine eram. Totul era o minciună și ficțiune. Voiam să o apuc pe drumul meu, dar nu aveam curaj să o fac, a spus tânărul ex-pastor baptist la o biserică din Cedar Rapids. Bărbatul în vârstă de 39 de ani a părăsit industria filmelor pentru adulți în 2012, provocând discuții aprinse în cercul său de colaboratori. Vreme de 2 ani s-a luptat cu depresia, pe care a încercat să o convingă practicând sport. În 2014 a cunoscut o femeie de care s-a îndrăgostit subit. I-a povestit tot trecutul lui și a fost uimit când a văzut că ea nu îl condamnă pentru omul care a fost. Prin bunătatea ei și prin faptul că nu mă respingea, ea a cultivat o curiozitate în mine. În weekendul următor am mers împreună la biserică, a dezvăluit bărbatul. După ce a fost trezit spiritual de biserică, Joshua a început să studieze teologia. În 2016 s-a căsătorit cu femeia care l-a fascinat, iar azi au 3 băieți împreună. Bărbatul este pastor baptist la o biserică din Cedar Rapids și predică în diverse locuri din țară. Am îmbrățișat o viață întreagă de rușine. Am trăit cu mentalitatea, nu sunt suficient de bun toată viața mea și nu am putut să renunț la asta, a mai spus fostul actor. El nu s-ar mai întoarce la vechea meserie pentru nimic în lume, fiindcă este atât de dăunătoare, relatează ProTV.ro. Distribuie și abonează-te pe canalul Creștin Total TV și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.